Accidentul a avut loc într-o intersecție. Bărbatul a ajuns cu mașina în Dunăre după ce a fost lovit de un alt autoturism care circula pe contrasens într-o depășire. Mașina bărbatului a fost lovită și s-a răsturnat în Dunăre, iar autoturismul care l-a acroșat s-a oprit în parapetele de pe marginea drumului. Unul din autoturisme a fost aplonjat în golful Ilovița. Din accident au soldat 5 victime, au fost transportate 3 victime la Drobeta Turnul Severin cu 2 ambulanțe și un echipaj murd. Cea de-a 4-a victimă este evaluată la fața locului în prezent de echipajul cu medic și cea de-a 5-a nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Misiune dificilă? Da, destul de dificilă, ținând cont că una din autoturisme deja a plonjat în apă. Pompierii au fost nevoiți să coboare până la mașina prăbușită în Dunăre pentru a-l aduce pe șofer la ambulanță. De altfel, el este cel care a suferit răni serioase după ce a căzut de la 20 de metri înălțime cu tot cu autoturism. Un accident rutier cu 4 victime, 2 bărbați și 2 femei, toți cu politrauma, cu interesare de bazin, am înțeles din telefon, și un pacient cu traumă la nivelul coloanei cervicale. Aici avem pacientul care s-a extras singur din apă, mare norocos. Polițiștii fac anchetă și au stabilit că șoferul care a provocat accidentul a făcut o depășire într-o zonă în care nu era permis o astfel de manevră. Am constatat faptul că un autoturism matriculat în Italia, în timp ce se deplasa către Drobeta Turnul Severin dinspre Orșova, în zona de acțiune a indicatorului depășirea interzisă, a inițiat și executat o manevră de depășire neregulamentară, intrând în coliziune frontală cu lateral stânga, cu un autoturism. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în Dunăre, de unde a fost extras ulterior de pompieri. Traficul pe DN6 în zona accidentului a fost blocat până când s-au încheiat măsurătorile de la fața locului.